Salutare, salutare și bine m-am regăsit din nou la un mic car vlog. E cald, e frumos afară, trebuie să plec undeva că am treabă. Ia uitați ce stick mic am, de 4 giga, ia uitați cât e de mic. Acum o să-l mut aici, îl aveam pe ăsta, vedeți? Tot mic era, dar ia uitați o leacă comparații. Stați așa că nu pot să vă arăt. Ia uitați comparații, vedeți? E un pic mai mic. Îl băgăm aici, pac. Ia. Vedem dacă citește. Citește. Gata, atât că după aia vă bagă la copyright ăștia. Ăsta o să-l punem aici. Trebuie să bag niște muzică de... Mergem să spălăm mașinuța, dar mai încolo. Da. Mergem până la Silvio, dar o luăm pe aici, prin spate, pe la gară, ca să nu mai luăm prin centru, să mai vedeți și voi alt traseu. Și... Bă, fraților, de săptămâna viitoare o să fac și eu vloguri mai ca lumea, intru și eu la două zile liber. Bă, nu știu, răgușit așa, dar nu știu de ce, că dori cald afară, n-am băut rece, n-am mâncat înghețată. Nu știu de ce. Sunt îmbrăcat așa în mai haine din muncă, m-ați mai văzut cu tricoul ăsta când am reparat la mașină. Da, nu o să vă țin mult pe vlog, dar... Mai e parcă și tu, de toți bani. O să ascult, asta la întoarcere, o să ascult. S-a încălzit afară, e frumos. A fost frig, două zile a fost frig, nu prea am avut ce să fac filmări. Ba, am fost la muncă, am fost ocupat cu munca. Ai, uite băiețașul de la Glovo, dar asta e altul, cu scuterul. Ba, am vrut să-mi iau și un scuter, da. Mai bine aș investi și aș băga bani să-mi iau o altă mașinuță. Cu mașina mai plec la drumuri lungi. Dacă o să fie ceva, o să plec. O să iau eu mai târziu. Da, că n-are rost să investesc aproape 2000 de euro într-un scuter așa. Mai văd eu, mai fac un împrumut ceva, mai strâng și eu un bănuț și se adună. Colo o leacă, de colo o leacă. Nu vedeți că mai muncesc și eu cu mașina pe colo, ba pe la prietenașul meu Silviu, ba pe colo, ba. Ce să fac și eu? Trebuie. Cred că o să sunt fierbinte telefonul ăsta că bate soarele. Dau muzica încetul, că imediat aud de ăsta de, cum se cheamă, YouTube-ul de copyright. Pac! Și așa am două strike-uri pe canal. Mai am și eu un pic și scăp de strike-urile astea. Uf, că nu știu ce s-a întâmplat. Dar se mai întâmplă. Trebuie să aveți grijă care aveți canale. Să aveți grijă ce postați acolo, ce puneți, sau poate să vă dea și prietenii voștri, poate să vă dea un strike din asta, nu știu. Zic și eu. La câtă răutate în lumea asta, fraților, dacă aveți prieteni. Ia uitați și Mercedes, fain aici, mamă. Fain tare Mercedes-ul.
păstrăm distanța. Dacă ai viteză mare, alunecă, că o spăla pe jos. Cum trebuie să mă duc să spăl mașina, că e murdară tare. Vă mulțumesc din suflet celor care m-ați urmărit și mă urmăriți în continuare. Vă mulțumesc din suflet. Dați acolo un subscribe la canalul meu să ajungem aproape la 4.000 de abonați până la finalul anului, desigur. Poate să vină poliția, n-are ce să ne facă, trele-dele-dele-dele, dai. Cum era melodia? Poate să vină și poliția, n-are ce să ne facă. Nu mai știu cum era. Am copilărit pe manelele astea vechi. Erau manele la discotecă, mai ales. Mă duceam în vacanță pe la țară, duduia boxele de manele. Bă, mai ascultăm și câte o manea, acum nici să nu recunosc că nu ascult. Aș fi mincinos să zic, bă, n-am ascultat niciodată. Dar ascult orice tip de muzică, nu contează. Mai sunt și populare din alea faine. Da. Deci să bag niște muzică de vlog aici, ca să fie. Și ăsta pe... Că mergeți pe 7 benzi în pușca mea. Mai veniți mulți? Lasă dracului telefonul! Uite-te la trafic, lasă telefonul! Bă, sunteți handicapați tare, bă! Bag picioarele! Ăla s-a uitat pe telefon! Ce-l durea pe el în curs și în intersecții! Dați așa ciumu și de restul mumu. Ei, tu să fii. Bă, numai cretini din ăștia. Dacă vreți să vedeți cretini, of. De asta se întâmplă accidente, fraților. De asta se întâmplă accidente. Stau pe telefoane ei în loc să fie atent. Jigua de ordinari. Mai fac și eu o glumă, nu-s nervos, dar mă enervează, bă. Uite, bă, la el, bă. El stătea pe telefon, se holba pe telefon. Și orul de moșneac. Mă doar în bască. Ce poate să-mi facă? Am aici martor telefonul. Ia asta de la moșnege, ăștia se întâmplă accidentele. Aia mai spune că, băi, voi ăștia tineri faceți o grămadă de accidente. A, o dorogime asta care stă pe telefon în loc să conducă. Da, fraților, cam atât cu vlogul de astăzi. Nu uitați să rupeți butonașul de like, să dați acolo subscribe și un comentariu la... Și un comentariu la asta, la cum se cheamă, la video asta. Mă bălbăi că v-am pupat și ne vom revedea la noi vloguri. Mâine la servici. De duminică încolo liber, poate mă duc la un magnet fishing cu noul magnet. Stați pe aproape, să fie vremea bună doar. Hai, v-am pupat, pa, pa!